Acordeonistul și dirijorul Mihaia Mihalăchioaie a fost petrecut astăzi pe ultimul drum. Zeci de oameni, printre care rude, colegi de breaslă, instrumentiști și prieteni au venit să-și ia rămas bun de la talentatul muzician. Orchestra Camerata Chișinău pe care a condus-o și lăutarii lui Nicolae Bodgros i-au adus un ultim omagiu muzical. Mihaia Mihalăchioaie este omul care pur și simplu n-a cântat așa cum se cântă, cum cântăm noi, toată lumea, nu știu ce. El a lăsat o istorie mare în sufletele noastre. Era un muzician extraordinar, era un sufletist, era un om cu lihiră mare. Îndurerați și cu lacrimi în ochi, colegii regretatului dirijor susțin că își vor aminti mereu despre profesionalismul, bunătatea și onestitatea lui Mihai a Mihalăchioaie. De multe ori m-a îndrumat, multe lucruri am învățat de la el. La un moment dat am început să învățăm reciproc, mult am călătorit împreună. Ne leagă foarte multe. Mihaia Mihalăchioaie, care ne părăsește astăzi pentru lumina lui Dumnezeu către care merge, a fost întruchiparea acestei bucovine plai cu flori. S-a dus unul din cei mai mari artiști, cinstiți artiști, oameni care s-au făcut meseria cu cinste, au educat generații întregi. Maestrul Mihaia Mihalăchioaie a fost petrecut în aplauzele celor care l-au apreciat și iubit. M-am plecat și eu m-am ridicat din nou. Mihaia Mihalăchioaie își va dormi somnul de veci la cimitirul central de pe strada armenească din Chișinău. A fost răpus de o boală nemiloasă. În luna iulie anului trecut a fost internat într-un spital din Istanbul pentru un transplant de ficat. Pe 23 februarie, maestrul urma să împlinească 63 de ani. În 2001 a fost distins cu titlul onorific maestru în artă, iar din 2021 a devenit conducătorul și dirijorul orchestrei municipale de cameră, Camerata Chișinău.